Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Ne-am tras sufletul, revenim împreună cu toamna, toamna care chiar și-a făcut simțită prezența în săptămâna pe care o încheiem. Noi profităm acum de niște raze de soare care totuși atârnă deasupra noastră. Vreau în debutul ediției de astăzi să mulțumesc acelor oameni care pare să că ne urmăresc foarte, foarte atenți. E vorba de cei care fac parte din diferite organisme de control și care în urma emisiunilor și a materialelor făcute pe aici, pe acolo, năvălesc cu controlele peste fermieri, peste producătorii autohtoni. Avem un feedback absolut deosebit și vă mulțumim pentru asta. Nu putem să mulțumim celor care chiar pun bețe în roatele producătorilor, dar astea sunt alte aspecte și despre ele o să stăm de vorbă așa, rând pe rând, de acum încolo, pentru că nu ne oprește nimeni. Se fac multe și vin multe hârtii care sunt un pic așa sofisticate, le înțelegi un pic mai greu, suficient de alambicat e și partea asta care legiferează sprijinul acordat producătorilor din zona montană defavorizată, producători sau crescători de vaci de lapte sau de carne. Se pot depune cereri pentru sprijinul acordat acestora, un pic alambicat, un pic sofisticat tot ceea ce scrie acolo, dar la centrele APIA aveți primi informațiile necesare. Am stat de vorbă cu directorul acestei instituții și veți afla mai multe amănunte. Se încheie un exercițiu financiar, începe altul, 2013 e aproape de final, 2014 vine peste noi, totodată și PAC, politica agrară comunitară, care se desfășoară pe vreo 6-7 ani de acum încolo, nu prea știm noi foarte, foarte multe, dar încet se nivelează și aceste aspecte. Amănunte veți primi de la... din discuția și veți afla din discuția pe care am purtat-o cu directorul OGPDRP. A fost Târgul Mierii la București, probabil pe unii i-a supărat faptul că apicultorii din țara asta chiar fac treabă cu condițiile vitrege atmosferice, despre care vom vorbi și astăzi. Și atunci a venit și știrea aia care pe mulți a bulversat apropo de mierea contrafăcută. O fi la alții, nu este la noi. Și avem argumente când spunem asta, am stat de vorbă și cu Iosif Corb, cel care coordonează activitatea apicultorilor paci prin zonă, dar am venit în plus și cu informații de la Direcția Sanitar-Veterinară, pentru că și acolo am fost să aflăm și despre asta, dar și despre altele care trebuie să fie odată și odată puse la punct și nivelate. O invitație foarte clară veți primi de la primarul municipiului Deva, pentru că la sfârșitul acestei săptămâni vor fi organizate și în acest an zilele recoltei, vreo 3 zile producătorii pot să demonstreze ce au făcut, iar ceilalți pot să-și alimenteze cămările. Că vorbim de târguri, astăzi la Băcia cu siguranță ne-am întâlnit, pot să spun deja acest lucru, amănunte în ediția următoare a emisiunii noastre, dar nu uitați, duminica viitoare pe 29, toată lumea sus la Costești, împreună cu oierii noștri, prietenii noștri, cei de toate zilele. Cam asta ar fi așa în mare. Așa cum ne-am obișnuit, în final ne întâlnim și cu medicul veterinar. Vizionare plăcută! Domnule director, trebuie să o spunem, nu-i de fapt un secret pentru nimeni. Am avut și noi așa o mică pauză, ne-am tras un pic sufletul, pornim din nou la drum și am venit aici pentru că și dumneavoastră, fără pauză, mergeți mai departe cu tot ceea ce înseamnă activitatea care ține de APIA și hai să vorbim mai întâi de niște bani care urmează să intre în contul fermierilor de, nu numai din județul Hunedoara, dar noi ne referim în special la ei. Da, cred că e cel mai important lucru. Până la urmă, acesta este rostul existenței instituției noastre, APIA. Și dacă vorbim de bani, vorbim de primii bani care se acordă, să spun așa, diferit de anii anteriori, în sensul că pentru prima dată banii, primii bani care vor intra în conturile fermierilor în luna septembrie, intră mai devreme cu aproximativ 6 luni. Și când spun acest lucru, mă refer la plățile de agromediu și zona montană defavorizată pentru fermierii care îndeplinesc aceste condiții și care au cereri de sprijin în acest sens, bani care
vor intra în conturi începând cu această săptămână. Este vorba despre un număr însemnat de fermieri din județul Hunedoara, aproximativ 19.000 de fermieri, care beneficiază de un avans în valoare de 75% din suma cuvenită. Mă refer numai la pachetele de agromediu și la zona montană defavorizată. Spun 19.000 pentru că până la totalul de 22.000 aproximativ 600 de fermieri în județul Hunedoara, diferența nu îndeplinesc condițiile agromediu sau de zonă montană defavorizată și nu vor primi acești bani, nici nu au solicitat. Și este vorba și de eșantionul de control, care primesc banii numai după finalizarea controlelor, termenul fiind 30 septembrie 2013. Banii pentru celebrul SAPS, pentru suprafață, vor veni plăți și în zona asta? Da. Da, mai repede, cu aproximativ o lună jumate ca în ceilalți ani, după data de 15 octombrie se vor face plăți pentru, de data aceasta, pentru toți fermierii aflați în evidența APIA cu cereri de sprijin, deci mă refer la cei 22.600 de fermieri, plăți care vor fi în cuantum de 50% din drepturile pe care aceștia le au, mă refer la plățile directe pe suprafață, în paranteză SAPS, și care se vor efectua, cum am spus, după data de 15 octombrie. De pe pământul ăsta mai creștem și niște animale. Și s-a deschis așa încetişor, chiar de săptămâna pe care practic o încheiem, depunerea de cereri pentru subvențiile care se acordă crescătorilor de bovine. Da, începând din 17 septembrie până în data de 28 octombrie anul acesta, crescătorii de animale de bovine se pot adresa agenției noastre pentru depunerea cererilor de sprijin, plățile național directe complementare pentru sectorul zootehnic, plăți care se vor face după două scheme. Deci nu mai e ca în anii precedenți, când ne refeream la o sumă fixă 500 de roni în 2012 pentru cap de bovină, ci două scheme decuplate de producție, o schemă decuplată de producție pentru lapte și o schemă decuplată de producție pentru carne. Bun, măcar niște condiții minime. Acum, cinstit, eu vă mărturisesc că e un pic stufos tot acel material, cel puțin ăla care a ajuns la noi la presă, și bănuiesc că fiecare ar cam fi bine să afle punctual despre ce se vorba. În primul rând, ca număr, am înțeles că destul de puțin se încadrează în condițiile care, sau cam jumătate se încadrează în condițiile impuse de lege pentru a beneficia de aceste sprijinuri. Da, noi am făcut, să spun așa, un pas premergător de punerea acestor cereri și am constatat că în jur de 4.900 de fermieri ar fi îndreptățiți să primească și îndeplinesc condițiile pentru a primi acești bani. Dacă mă refer la schema decupată de producție pentru lapte, acești producători care sunt producători agricoli, persoane fizice, juridice, autorizate, înregistrați în Registrul Național al Exploatațiilor, trebuie să îndeplinească, aceasta este prima condiție de altfel, înregistrați în Registrul Național, trebuie să îndeplinească câteva condiții esențiale. În primul rând, să fie cuprinși în anul, în perioada 2012-2013, cota de lapte, și în al doilea rând să fi distribuit, să fi vândut direct minim 3 tone de lapte din exploatația proprie.
contează și numărul de animale din exploatație? Da, contează acest număr, el trebuie să fie de minim 3 bovine și dacă ne referim la data de referință 31 ianuarie 2013, care este o dată importantă, pentru că aceasta este data la care ne referim și ce există în inventarul fiecărei exploatații. Aceste bovine trebuie să aibă minim 16 luni la data care v-am spus-o, 31 ianuarie 2013. Bun, ca o noutate în acest an, apar acele scheme de sprijin, acea schemă de sprijin pentru crescătorii de vaci de carne. Aici cam care ar fi condițiile? Aici este aceeași condiție. În primul rând să fie înregistrat în Registrul Național al Exploatațiilor și, cum vă spuneam înainte, să aibă minim 3 bovine în exploatație, în ferma proprie. 3 bovine la care se pot adăuga și viței cu vârsta de minim 7 luni la data de 31 ianuarie 2013. Acum, stăm de vorbă așa, prietenește. Nu știu dacă un vițel din rasa de carne îl ții până la 7 luni. Dar, mă rog, poate pentru reproducție, există și această variantă, așa că nu e deloc, așa, mi se părea mie așa un pic ciudățel, pentru că vorbim cu crescătorii de vaci de carne de lapte, ei spun clar că un vițel de carne, de rasă de carne, se sacrifică așa pe la vreo 3, maxim, dar maxim 4 luni. Dar există și cealaltă variantă, am spus, pentru reproducție sau cine știe, sunt alte condiții. E foarte bine că s-a ajuns și până aici. Domnule director, eu vă mulțumesc pentru astăzi. Îi invit totuși pe cei care ne privesc să vină aici, pentru că mai sunt tot soiul de chestii punctuale care chiar trebuie discutate în funcție de ceea ce este în fiecare exploatație. Pentru că ăsta e cadrul general, sunt condițiile generale, dar trebuie luat un pic la purecat totul și ar fi bine să vină să ceară informații directe la centrele dumneavoastră. Da, așa este, pentru că această cerere de sprijin înseamnă, de fapt, întocmirea unui dosar care mai cuprinde și alte elemente, acte, copii după aceste acte. Și invităm să vină la centrul județean. Noi deja am stabilit unde se primesc aceste cereri și dacă am ocazia să spun că pentru zona Brad se vor primi la Brad, pentru zona Ilia, Simeria, Deva se vor primi la Deva, la centrul județean, pentru Orăștie, zona Orăștie, la Orăștie, mă refer la centrele locale Apia, pentru zona Hațeg la Sfântă Mărie Orlea și pentru zona Petroșani la Petrila, pentru toată Valea Jiului. Domnule director, se strânge încetişor timpul și tot ceea ce înseamnă exercițiul financiar 2007-2013 se apropie de final. Ați mai reușit să încheiați vreo etapă? Ați mai primit ceva hârtiuțe că s-ar fi încheiat sau s-a primit acele acorduri pentru finanțări pe măsurile care sunt pe final? Într-adevăr, suntem pe final de program 2007-2013. Bineînțeles că acest program se va încheia la 31 decembrie 2015, dată în care facem ultima plată. Încet, încet, în fiecare lună, plătim din proiectele contractate, semnăm notificări și contracte pentru sesiunile care au fost derulate până anul acesta și eu zic că avem rezultate bune. Chiar la ultima sesiune pe ferme familiale pe măsura 121 am strâns și de data aceasta 8 proiecte care, iată, dau startul acelui concept de fermă familială. Astăzi așteptăm să apară raportul final pe măsura 313 la fiecare componentă în parte și vedem exact ce proiecte avem pe turism, agroturism, centre de informare turistică. Avem și la această măsură beneficiari concreți în județul Hunedoara.
urmează să semneze contractele și să derulăm investițiile. O bună parte din aceste proiecte, din aceste investiții, se vor derula de acum cu partenerii sau prin partenerii noastre. E vorba despre grupurile de acțiune locală. Da, grupurile de acțiune locală sunt un concept de dezvoltare microregional și avem la nivelul județului Hunedoara trei grupuri de acțiune locală. Unul pe Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor, unul pe Țara Zarandului, deci zona Bradului, și unul pe Valea Mureșului, Galul Sargeția. Au demarat și ei, au depus strategiile, au fost aprobate, au lansat primele măsuri de finanțare. Avem la nivelul județului pe cele trei galuri 82 de proiecte depuse pe diferite măsuri. Avem contractate până la ora asta vreo 40 și ceva de proiecte. Avem primării, autorități locale care au semnat și ați dat și dumneavoastră știrea cu cei din Țara Zarandului și acum urmează celelalte galuri. O parte au semnat, o parte sunt chiar acum în curs de a semna. Iată că se mișcă și acest concept de grup de acțiune locală cu nevoile certe și bine identificate la nivel de microregiune. E un parteneriat chiar, să zic eu, bine funcțional între noi și cei de la grupurile de acțiune locale. Ne-am cam identificat nevoile fiecare, știm cum să lucrăm, știm cum este procedura și există o procedură chiar certă prin care noi colaborăm cu aceste grupuri de acțiune locale și cred că va fi și este chiar acum, este un real succes prin demararea proiectelor pe cele trei microregiuni. Da, chiar dacă e la final, așteptăm și noi. Eu l-am contactat telefonul pe domnul Aron Hens de la Gal Sargeția. Ei au cerut un soi de derogare pentru a mai prinde o microsesiune, având în vedere că ei sunt ultimii veniți pe piața grupurilor de acțiune locală în județul Hunedoara și s-ar putea să mai prindă o sesiune așa mai scurtă în care să mai ajute niște oameni să pornească cu investiții la drum. Dar până când aflăm confirmarea sau infirmarea acestei solicitări, ne apropiem cu pași repezi de un nou exercițiu financiar, 2014-2020. Încă nu e nimic foarte, foarte bine stabilit, dar, din cât am înțeles și eu, se lucrează deja la acest Plan Național de Dezvoltare Rurală pe această perioadă și probabil că undeva către finele lui 2014 va fi și funcțional. Da, cu siguranță. Intrăm într-o nouă etapă și trebuie să ne obișnim cu regulile Uniunii Europene. Ce este benefic este că avem iarăși o sumă destul de mare, în jur de 7 miliarde de euro pe dezvoltare rurală, un pic mai puțin față de perioada 2007-2013. Nu o să fie ceva spectaculos, ceva nou. În general, o să mergem pe aceleași tipuri de structuri de proiecte. Ce este important că ne-am învățat conceptual și eu știu cu tot ce înseamnă cerințele Uniunii Europene, pentru că cine dă banii face și regulile. Sperăm ca prin nou programul de dezvoltare rurală să reușim să mai subțiem puțin din birocrația Comunității Europene și să ne adaptăm cerințelor existente în spațiul rural românesc. Sperăm să acele termene de evaluare și de eligibilitate a proiectelor să se scurteze și iar beneficiarii să poată să intre mai repede în proiecte, în demararea proiectelor. Dar eu zic că este un lucru îmbucurător pentru că s-a aprobat bugetul Uniunii Europene, s-a aprobat bugetul referitor la
partea de dezvoltare rurală a României. Avem lucruri certe, că avem banii alocați. Important este că acum să putem rapid să facem Programul Național de Dezvoltare Rurală, să vedem ce măsuri exacte există sau vor exista din 2014 încolo și să dăm drumul la proiecte. Da, și acum, nu mi-a plăcut niciodată să lucrez pe zvonuri, să vin cu asemenea lucruri, dar am înțeles un singur lucru, că vor fi axele principale, vor rămâne aceleași, dar măsurile vor fi un pic mai puține, mai compacte. Mai compacte vor fi măsurile, din câte știu eu, pe partea de publici o să fie proiecte chiar stricte, nu o să mai fie proiecte complexe care sunt destul de greoaie și greu de implementat. Vor fi mai puține măsuri față de acum, câte peste 30 de măsuri vor fi, în jur de 10, dar axele clare vor fi dezvoltarea fermelor, dezvoltarea turismului, dezvoltarea micro-întreprinderilor, partea de dezvoltare a satelor pe infrastructură. Deci astea sunt axe majore care vor rămâne. Va rămâne clar instalarea tinerilor fermieri, care se gândește un nou concept asupra lor. Să unim puțin partea de 141 cu 112 și să stimulăm tinerii care doresc să se instaleze la țară. Cu alte cuvinte, privim optimiști înspre anii care vin. Da, cu siguranță optimismul ne caracterizează pe noi, pe români, și cred că numai așa putem să mergem în continuare, să vedem că an de an și lună de lună și zi de zi creștem, crește economia, și crescând și economia, avem și noi un trai mai bun. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Societatea comercială F&F Tiger 96 Comserele Sunt Andrei vă oferă servicii profesionale de coșerit, hornărit, curățare, sobe de teracotă, centrale termice și cuptoare pentru pizza. F&F Tiger 96 Comserele execută și intubări de hornuri, precum și lucrări de montaj de hornuri și șeminee. Toate lucrările sunt executate folosindu-se scule profesionale și tehnologie de ultimă generație, în condiții de maximă curățenie și cu garantarea calității. Gândește-te la siguranța casei tale și a familiei tale. F&F Tiger 96 Comserele. Meserie veche, tehnologie nouă. Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine Dacia vă invită duminică 29 septembrie la sărbătoarea oierilor hunedoreni, prilejuită de o nouă ediție a Târgului Expoziție de Oi de Rasă Țurcană de la Costești. Evenimentul este organizat cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local al Comunei Orăștioara de Sus. Societatea comercială Florust Forest SRL Hațeg vă oferă servicii de curățire și igienizare a pășunilor, lucrări de îmbunătățiri funciare, exploatări forestiere și lucrări peisagistice. Florust Forest SRL Hațeg execută adăpători pentru animale, fântâni și drumuri forestiere și prin pășuni. Florust Forest SRL Hațeg. Știm ce trebuie făcut, știm cum trebuie făcut. Dar păi, dragi verișori, eu unul am mai umblat pe lumea asta și am mai gustat de pe aici și pe colea. Dar așa bucate, pregătite după rețete străvechi, tradiționale, cu gustul la minunat de să-ți lase gura apă, nu altceva, mai rar am găsit. Calitatea și gustul acela adevărat pe care îl tot căutăm noi, le-am găsit la Alpin, mândria apusenilor. Nu mai stați, gustați! Și din am dreptate să nu-mi ziceți verișori. Asta chiar au gust, mă!
Miercuri 25 septembrie 2013, începând cu ora 11, Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Hunedoara Deva organizează în incinta de Vamol, etajul 4, sal Dor, lansarea volumului Minunea din Țara Visurilor, semnat de Edi Moțățăianu. Volumul ce se lansează este dedicat copiilor și este o ferie dramatizată cu personaje din lumea basmelor românești. Primăria Municipiului Deva, prin Serviciul Public, Administrare, Piețe, Târguri, Cantine și Centrul Cultural Drăgan Muntean vă invită la Ziua Recoltei, între 27 și 29 septembrie. Aprovizionează-te! Savurează preparate culinare și băuturi tradiționale. Ascultă artiștii preferați în fiecare din cele 3 zile. Invitați speciali, bucătarii de la hanul Fehertoi Holașciardo din Szeged, Ungaria, care vor găti renumita ciorbă de pește. Între 27 și 29 septembrie, Primăria Deva vă așteaptă la Ziua Recoltei. Belșug în cămara ta! MCM Sanitfarm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanitfarm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanitfarm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Domnule Corb, vă mărturisesc că am fost așa un pic bulversat. După cum bănuiesc că știe cam toată lumea, noi am avut o perioadă așa, ne-am tras un pic sufletul și revenind acasă, aflu așa brusc, instantaneu și dintr-o dată, iertați-mă pentru această exprimare, că dintr-o dată mierea e falsificată, că pâinea are tot soiul de euri. Mă rog, despre pâine o să am o altă discuție în altă zonă. Am venit la dumneavoastră să vorbim un pic despre miere. De ce? Pentru că e aici locul întâi la Biofah și o diplomă de excelență primită de la BioRomânia pentru dumneavoastră, pentru modul în care ați reprezentat România la Biofah. Și tocmai de aceea, cu un asemenea om, trebuie să vorbim despre ceea ce înseamnă calitatea mierii. Pentru că știți exact ce e acest lucru. Ce e de fapt toată nebunia asta cu falsi? Sau a fost târgul al mierii de la București, care a fost un succes și a zis hai să le mai dăm peste cap la apicultori un pic? Aici sunt multe de povestit. Dar cred că se greșește atunci când se spune că pe piața noastră există miere cu probleme. Nu mă pricep la pâine, la carne și la lante și, într-adevăr, probabil acolo, în procesul de fabricație, se introduce și altceva. Dar la miere nu poți să introduci absolut nimic în procesul de fabricație. Mierea e așa cum o adunată albina din floare și așa cum a dat-o Dumnezeu și natura, să vorbim pe românește acolo. În afară de asta, orice miere care se vinde într-un magazin are buletine de analize. Nu se poate vinde fără așa ceva, pentru că nu riscă niciun comerciant să fie prins, să fie amendat și așa mai departe. Acum, normal că la mine intervine și alt factor. Eu fac ce fac cu pasiune și cu plăcere și îmi place întotdeauna ca un client, când iasă din magazin, să fie foarte mulțumit. Am satisfacția asta sufletească să-l văd că îi place. În afară de buletinele alea de analiză care se emit, aleg și niște sortimente deosebite. Deci ca la un vin bun trebuie să aibă și buchet, trebuie să aibă și aromă și așa mai departe, densitate și... No, deci nu cred că e cazul ca în privința mierii să se alarmeze cineva. Există totuși semnale că în unele supermarketuri se aduce miere din import care ar putea să aibă oarește probleme.
prin ceea ce spuneți dumneavoastră, prin ceea ce știm noi că se face, cel puțin aici în județul Hunedoara, hai să consumăm mierea românească și să o mai lăsăm pe cealaltă din alte zări, ori fie ele pline sau nu de soare, nu mai contează, dar să consumăm mierea românească. Pentru că, cel puțin din punctul ăsta de vedere, chiar nu sunt probleme. Bine, aici pot să vin și cu un argument foarte clar. Am văzut în supermarketuri miere bio adusă din Germania. Sincer vă spun, cunosc acele firme care au făcut export în România, le cunosc în Germania, și acele firme sunt importatoare de miere din România. Deci noi mierea românească am trimis-o în Germania, ei i-au pus etichetă și au trimis-o la noi să o vândă bio. Deci asta e un pic o prostie, așa să-i zic. Și nu am nicio îndoială că mierea e foarte bună, nu, așa mai departe. Și toată mierea care vine din Germania, și am văzut și ceva din Franța, cred că e bună, nu sunt probleme. Acum nu vorbesc despre alte țări care fac export în România, deși știu încă două țări care fac export și am îndoiele asupra calității, dar nu mă pot pronunța în sensul ăsta pentru că sunt organe abilitate să facă treaba asta, nu eu. Corect. Da. Tocmai de aceea am spus, toți cei care sunt consumatori de miere și ar fi bine să fie cât mai mulți, pentru că este un produs mai mult decât sănătos, dacă au ușoare îndoieli în urma acestor știri care se aruncă pe, așa în eter, fără a se explica exact despre ce este vorba, să vină la noastră, să meargă la producătorii daci autohtoni, pentru că ăștia sunt oameni la locul lor. Garantat. Garantat. Și să faci o mare greșeală atunci când vorbești despre miere în felul ăsta, pentru că, cum am spus, desigur, se poate falsifica mierea. Și știi metode, dar nimeni nu riscă așa ceva să vândă fără o analiză de laborator. Și analizele la falsuri sunt foarte simple și foarte clare. Nu poți să treci printr-un laborator să nu depistezi o miere cu probleme. No. Deci, eu mai am o curiozitate, da. Acum că tot ajunsem la chestia asta. Cei cu chestia aia cu bula de aer, că am înțeles că la o adică n-ar fi chiar cel mai bun test. No, deci treaba asta cu bula e așa o poveste, ca un fel de bulă, știți? Din păcate, trebuie să vorbim așa. Acum, orice ce miere care are o densitate ca lumea, face bula asta așa, care merge încet. Și atunci zicem că mierea aia e foarte bună, așa mai departe. Dar eu vă garantez că și la un sirop foarte dens, dacă îi faci treaba asta, tot bula asta e. Deci nu bula vorbește. Vorbește analiza de laborator. Și, pe urmă, de ce să nu argumentez că 100% mierea românească e bună care intră în magazine. Am verificat-o din mai multe locuri. Și cred că și clienții care sunt cunoscători de miere, care sunt consumatori, depistează acest lucru. Pe vremea lui Ceaușescu se făceau foarte multe falsuri de miere. De ce? Pentru că se dădea un kilogram de miere apicultor și primea două de zahăr și el a subvenționat jumate, 50%. Și atunci erau foarte multe falsuri. Sincer vă spun, organoleptic, fără analiză de laborator, n-a trecut o miere de mine să nu o depistez că e cu probleme. Și normal că, pe urmă, argumentam și cu analiza de laborator. Deci, asta, eu zic că orice consumator de miere o depistează o miere care are alt gust, gust de zahăr, gust de supraîncălzit și așa mai departe. Acum, probabil că consumatorii care nu sunt obișnuiți cu miere, cred că le și indiferent. Le și indiferent ce consumă. Ei să fie dulce, să o bage în ceai. De asta, vedeți, am creat. Am pus 4 sortimente de miere la bătaie. Pentru ca omul să cunoască mierea. Să cunoască o miere monofloră, să cunoască o miere polifloră, să facă degustări. Și așa e și normal. Ca orice mâncare, trebuie să o gust, să o savurezi, să-ți placă. Nu doar o consumă așa ca și zahărul, pentru că nu-i zahăr. No. Așa este. Bun, eu sper că am reușit măcar așa puțin tel să liniștim pe consumatorii de miere. Și încet, încet, cu siguranță se vor liniști, că au mai fost tot soiul de chestii care s-au abătut peste capul producătorilor români. Cum a fost încet, încet și apicultorii trag linie? Cum a fost? Pentru apicultorii care au făcut un stopărit staționar a fost dezastru. Deci cei care au stat acasă n-au făcut nimic. Absolut, din contră, a trebuit să dea mâncare la familiile de albine.
Și mă tot roade treaba asta că acest sector nu este încurajat deloc în țara asta. Nu vorbesc de proiecte și programe. Nu așa se încurajează apicultorul. Apicultorul se încurajează dându-i o subvenție directă la toate animalele care există în România. Nu știu de ce se face discriminarea asta. Vedeți, am sărit de la una la alta. Că nu pot să nu spun treaba asta. Anul ăsta ne-au pus și impozit, dar nu ne ajută cu nimic. Nu mai vorbesc de sectorul bio, care nu e încurajat deloc. În primul an, acum de 2 ani, în primul an îți dă o mică subvenție la începători. Și pe urmă te lasă baltă. Dar hârtii peste hârtii și controle și așa mai departe. La asta suntem buni. Cum vezi că un sector merge, cum ești călare pe el, hai să-l facem praf. Inclusiv cu știri de genul care au fost acolo la începutul săptămânii. Da, și atunci eu zic că și statul, ca orice investitor, ar trebui să marșeze pe sectoarele care merg. Acolo să investească și acolo să-ți concentreze atenția. Că dacă în țara asta merge apicultura, păi hai să dezvoltăm apicultura mai mult, să dezvoltăm, nu cu proiecte și cu, nu, acolo nu sunt de acord. Să dezvoltăm în sensul că cei care produc, cei care arată că știu să producă miere, ăia trebuie încurajați și ăia trebuie stimulați. Și spun din nou, acea subvenție care era la kilogramul de produs era cea mai reală și cea mai adevărată. Așa stimulezi omul care produce. Nu îi dai la cel care poate va produce și nu va produce niciodată. A trecut proiectul și rămâne doar cu lăzile în grădină. Nu mai are stupi. În sensul ăsta trebuie să gândim. No, îmi pare rău că poate că mă tot repet, dar sunt niște lucruri reale și dacă nu ținem cont de asta, stricăm și sectorul ăsta. Îmi pare foarte rău, dar după cum merg lucrurile și după cum suntem conduși la Ministerul Agriculturii, sectorul ăsta, lucrurile nu merg spre bine. Nu merg. Nu mai vorbesc că cei care săraci care se deplasează la floarea soarelui au fel și fel de intoxicații pe acolo, să fac stropiri, nu ține nimeni cont de ei. Din contră, sunt hăituiți ca și cum apicultorii ăștia se îmbogățesc peste noapte, nu muncesc nimic și hai să-i dăm cu ei de aici colo. Nu e așa. Ăștia sunt niște oameni deosebiți care se formează în timp. Nu te formezi un apicultor ca restul agricultorului, că scrie cartea că trebuie să dau atâta la hectar sămânță, atâta ierbicii și așa mai departe, sau la un porc, la o vacă. E mai simplu, mult mai simplu. Aici, la apicultură, îți trebuie 10 ani să faci ucenicie ca să fii pe picioarele tale. E o realitate. Și dacă nu ținem cont de treaba asta, se va streca și sectorul ăsta, din păcate. Domnule director, ca de obicei când ajung la Direcția Sanitară Veterinară, nici nu știu de unde să pornesc, pentru că sunt foarte multe lucrurile care ar trebui puse încă o dată la punct, pentru că, din păcate, parcă uităm de multe ori să respectăm niște reguli. Ăsta e lucru cel mai simplu și aș dori să reiterăm încă o dată. Ce trebuie să facă omul care vinde un animal ca să fie totul ok și din punctul nostru de vedere? Pentru ca un om să vândă un animal alte persoane fizice sau societăți comerciale, animalul respectiv trebuie însoțit de anumite documente care atestă originea și sănătatea acestuia. În speță, pentru specia bovină, este vorba de pașaportul animalului, respectiv care este individual, unde este trecută exploatația de origine și numărul matricol al animalului, plus certificatul care să ateste starea de sănătate a acestuia. Același lucru se întâmplă pentru toate speciile de animale, inclusiv cabalinele, a căror înregistrare cade în responsabilitatea Agenției Naționale de ameliorare în zootehnie, respectiv oarzul la nivel de județ. Da, de ce spun asta? Pentru că s-au întâmplat cazuri, sunt acum controle astea făcute în comun cu APIA și sunt cazuri în care, păi eu am vândut vaca. Da, da, hârtiile, că de fapt aici e toată treaba și de asta am vrut neapărat să reamintim acest lucru. Au fost destule cazuri, bănuiesc. Au fost, sigur că există multe. Există disfuncționalități, însă încercăm prin controlele care se fac în exploatațiile nominalizate, când sunt datele din baza națională de date sunt aduse la zi și sperăm să nu fie dificultăți sau nereguli care să ducă la sancționarea
proprietarilor de animale, atât a celor care vând, cât și a celor care cumpără. Asta ne dorim și noi. Așa cum discutam înainte de a începe înregistrarea, perioada de toamnă nu e foarte, foarte aglomerată din punct de vedere al acțiunilor concrete pe care le fac veterinarii. Majoritatea vaccinării se fac mai către primăvară. Dar în această perioadă, încet, încet se apropie momentul în care vine campania aia de vaccinare antirabică. Da. La ora actuală este în curs de desfășurare, aproape că sperăm că la 1 octombrie să închidem acțiunile de tuberculinare la bovine. Și urmează vaccinarea antirabică la câini, care se va desfășura în funcție de programările făcute până la sfârșitul anului. În speță încercăm ca până la data de 10 sau 15 decembrie să încheiem această campanie de vaccinare antirabică la câini. În rest, sigur că se mai fac anumite testări pentru, în special pentru cavalinele, în vederea depistării anemiei infecțioase ecvine în caz de vânzare-cumpărare, fiindcă programul strategic prevede acțiunea generală de depistare în primăvară, a fost în martie-aprilie. Totodată, pentru că nu putem uita că titulatura instituției este Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ce se întâmplă, domnule director, cu toate, nu știu, poate cuvântul nici cel mai potrivit, dar cu toată nebunia asta, cu pâine cu euri, cu miere contrafăcută, cu, nu știu, atât de multe lucruri. E chiar atât de periculos totul? Am primit chiar o tematică acum vreo lună de zile în ceea ce privește controlul pe piațele agroalimentare din județul Hunedoara, lucru care l-am demarat imediat ce am primit, dar chiar și dacă nu primeam această tematică specifică, acțiunea se desfășoară în mod constant, de unde s-a recoltat produse din lapte, de respectiv brânză pentru examene de laborator, miere, dar nu numai din piațele agroalimentare, ci și din centrele de prelucrare lapte înregistrate la noi sanitar veterinar conform ordinului 111, ca și din stupinele înregistrate sanitar veterinar. În urma rezultatelor de laborator au fost neconformități minime, de obicei puțin depășit procentul de sare, care practic nu e un pericol chiar atât de mare pentru consumator. Exact. Și atunci, nu, eu nu știu, câteodată nu înțeleg. Apropo, că spuneam mai înainte partea aia cu știrea care pe mine m-a bulversat așa puțin cu produsele de panificație care conțin euri. Vreau să încercăm o chestie. Să nu lărgim acum subiectul ăsta, să ne întâlnim săptămâna viitoare și să luăm codurile alea E, să le explicăm oamenilor că nu sunt atât, nu toate sunt periculoase. Sunt și lucruri care ne pot afecta, dar nu tot ce scrie E ne lovește direct. Există noua denumire de E-uri. Până acum le spunea, în urmă cu mulți ani, să spun așa, și chiar înainte de 89, să amintim, când purtau altă denumirea lui specifică. Acum numai la nivel de comunitate europeană, el are un cod, EU cu tare. Asta nu înseamnă că el e neconform și e toxic pentru organismul uman. Din cauza asta, el intră în rețetarul fiecărui produs în mod normal. Da, și tocmai de aceea vreau să încercăm să luăm bucata asta chiar punctual și să discutăm strict o sens-o pe fiecare, nu chiar pe fiecare, că sunt multe, dar pe cele mai importante dintre ele să încercăm să le atingem. Domnule primar, revenim la dumneavoastră pentru că trebuie să anunțăm cu bucurie că Primăria Municipiului Deva, colaboratorii săi, organizează și în acest an Zilele Recoltei. Da, într-o oarecare măsură sau într-o mare măsură sunt bucuros că este a doua ediție. Primăria și Consiliul Local Deva au hotărât ca această ediție a sfârșitului de septembrie, Ziua Recoltei, cu care am fost obișnuiți înainte de anul 1990, să se desfășoare în condiții optime și să vină din ce în ce mai mulți producători. Ca un secret au să vină cei de la Holaș Ciardo, de la Seged, cu ciorba vestită de pește, un specific autohton din acea zonă.
apreciată de foarte mulți români care merg din Banat să mănânce ciorbă de pește acolo. E o premieră, dar pe lângă această noutate vor veni producători, vor veni cei cu vinurile de la Miniș, vor veni producători autohtoni. Noi am făcut o invitație și tuturor primarilor ca din fiecare zonă să vină cu plăcinte, de exemplu, poale în brâu, cu specific pădurenilor. Eu cred că de la an la an se va îmbunătăți și vor veni din ce în ce mai mulți producători. De fapt, este și un sprijin, nu numai o distracție al locuitorilor din Deva și a împrejurimilor din Deva, dar să fie și o prezentare a celor care produc cu greu din județul Hunedoara. Produc cu greu și de ce nu? Este o ocazie să mai și valorifice ceva din ceea ce produc. Și să mai și valorifice și avem în județul Hunedoara, chiar dacă e o zonă deluroasă, muntoasă, dar avem specific și din punct de vedere agricol și din punct de vedere al animalelor. Vin și cei crescătorii de animale cu brânză telemea, cu struguri, chiar dacă nu se produc în județul Hunedoara. Sper să fie o desfășurare de forțe și eu apreciez că de anul trecut sunt mai mulți producători și asta este bine. Da, este un motiv pentru care în acest an vor fi 3 zile ale recoltei. Da, am considerat că 2 zile e prea puțin și pentru acești producători care vor să-și vândă produsele, bineînțeles. Și 3 zile, zic eu, e benefic și pentru cetățenii Devei, care pentru vizitatorii acestui târg, dar și pentru producători, trebuie să le fim aproape. Așa este și, dragi prieteni, de aici, de lângă primarul Petru Mărginan, vă invit 27, 28, 29 la Cvistur, zilele recoltei organizate de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Deva. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, vă mulțumesc mult și aștept pe toți cetățenii din județul Hunedoara să fie alături de noi. Mulțumesc mult! Domnule doctor, iată-ne din nou împreună. Vă mărturisesc că după niște ani buni în care stau de vorbă cu dumneavoastră, cu colegii noastre, în momentul în care mi-a spus că vorbim despre dehelmintizarea rumegătoarelor, așa am avut un soi de în primul rând, nu repulse, nu, mă gândeam la partea asta de dicție, dar mi-a reușit. De fapt, este vorba despre? De parazitarea internă a animalelor în această perioadă, în mod deosebit a rumegătoarelor. De unde? La ovine, caprine, bovine. Da, de unde trebuie să începem când vorbim despre acest lucru? Cel mai important lucru este punerea diagnosticului sau urmărirea dacă este necesară efectuarea acestei deparazitări, deoarece nu este bine să facem aceste tratamente de dragul de a le face, deși în ultimul timp, datorită infestațiilor destul de masive pe pășunile noastre, deoarece nu se mai fac asanări a pășunilor cum ar trebui să se facă, apar foarte multe parazitoze la noi în zonă și în majoritatea zonelor țării. Bun, că faptul că există aceste mici disfuncționalități în ceea ce privește curățarea pășunilor și asta, deși ar trebui să fie obligatorii din punctul de vedere și chiar sunt pe aici, pe acolo, dar nu le prea respectăm noi. Trebuie să facem un examen în ce sens al animalului ca să știm dacă merge mai departe cu deparazitarea. Sigur că da, când se urmărește efectuarea unui astfel de tratament, trebuie urmărite în mod deosebit 4-5 aspecte. În primul rând, anamneza, adică urmărirea situației epidemiologice a turmei respective, a animalelor dintr-o anumită zonă, ce boli au evoluat în parazitare, în mod deosebit că despre asta vorbim în ultimul timp în zona respectivă, condițiile climatice, existența a unor factori intermediari care ajută la transmiterea acestor parazitoze. Pe lângă acest lucru este important un examen clinic care trebuie obligatoriu făcut de către medicul veterinar, fie individual pe animale, fie pe o turmă de animale,
De exemplu, este foarte important la turmele de ovine urmărirea animalelor dimineața, când de către medicul veterinar, starea lor de întreținere, existența unor simptome digestive, diaree sau constipație, diaree care alternează cu constipația, erupții cutanate, probleme circulatorii sau chiar probleme respiratorii care se observă dimineața când animalele se ridică și încep să se deplaseze. Există o serie de simptome care se pot observa și se poate pune un oarecare diagnostic, adică faptul că turma este infestată parazitologic. Pe lângă acest lucru, examenul necropsic care trebuie făcut în cazul în care s-a sacrificat un animal sau în cazul în care este un animal mort, neapărat cerut sfatul medicului și făcut acest examen necropsic, deoarece ajută foarte mult la punerea unui diagnostic. Iar cel mai important lucru pentru punerea diagnosticului corect, și acest lucru ar trebui coroborat cu celelalte, este examenul coproparazitologic. Adică când se dorește efectuarea unui astfel de tratament și se suspicionează o anumită parazitoză, se recoltează fecale de la animalele respective, se duc la laborator și se efectuează un examen coproparazitologic. Bun, trecând pe lângă aceste aspecte care trebuie urmărite și în funcție de ele să iei o hotărâre, există o parte de acțiuni de asta de deparazitare care se fac obligatoriu? Sigur că da, acum părerile sunt destul de multe în ceea ce privește aceste tratamente. Unii zic că se fac două tratamente pe an, adică primăvara și toamna, alții zic că se fac patru tratamente, două primăvara, două toamna, dar totuși tratamentele trebuie făcute de către medicul veterinar și în funcție de situația epidemiologică care este în zona respectivă și de situația fermei sau turmei respective. Dacă există simptome, deoarece poate să fie necesar să se facă 4, 5, 6 tratamente într-un efectiv. Dar trebuie avut grijă, mai ales datorită faptului că, de exemplu, dacă a fost un medicament a dat un rezultat foarte bun, atât crescătorul cât și medicul veterinar a tendința să-l tot folosească pe acel medicament, fără să efectueze anumite examene sau pentru a pune un diagnostic corect. Să se găsească de fapt parazitul care este cauza unei slăbire a efectivului sau unei situații deficitare în turma respectivă. Există tendința aceasta de a folosi același medicament, acest lucru atrage după sine o chimiorezistență, adică paraziții respectivi devin rezistenți la medicament și nu mai își face efectul. De asemenea, administrarea unor subdoze poate duce la apariția acestei chimiorezistențe, ceea ce este un lucru destul de nociv și poate face ca în timp situația să devină critică. Bun, acum s-ar putea ca unii dintre colegii noastre să se supere, pentru că fermierii se vor duce să-l dea de mânecă, să vii la mine să înveți efectivul, să vedem dacă fac deparazitare, nu fac deparazitare, ce trebuie să fac. Dar este foarte normal, pentru că atât medicul veterinar cât și crescătorul au un țel comun, sănătatea animalului. Categoric, și acest lucru atrage după sine niște beneficii, atât pentru medicul veterinar, cât și pentru crescător. De aceea nu cred că este cazul să fie oarecare supărare. Nu, am spus-o așa și sub formă de oarecare glumă, pentru că sunt convins că niciunul dintre colegii noastre nu rămâne indiferent la ceea ce înseamnă, până la urmă, suferința prin care la care poate să ajungă un animal. Categoric. Eu nu am spus că medicii veterinari fac greșeala, și nouă ni s-a întâmplat, adică și noi am făcut același tratament repetat și s-a întâmplat să apară o chimiorezistență. De aceea am remarcat acest lucru și am vrut să-l pun în evidență. Da, și e foarte logic. Definitiv și noi ar cam trebui să ne gândim chiar că și noi putem să întâmpinăm exact același lucru. Să tot luăm un cine știe ce medicament care până la urmă să nu-și mai facă efectul. Eu sper că s-a înțeles foarte clar că trebuie obligatoriu în primul rând văzute toate animalele,
măcar efectivele alea mari. Acum nu ne luăm chiar de fiecare văcuță în parte. În cazul în care situația o cere, trebuie făcut și examen individual pe animal. De exemplu, unele animale au simptome mult mai grave, acelea pe lângă faptul că trebuie făcut aceste deparazitare, trebuie și tratate simptomatic. Da, deci de lucru se găsește tot timpul. Categoric. Vă mulțumesc și pentru astăzi. Ne revedem și la târgurile care urmează, unde veți veni cu siguranță și veți fi aproape de fermieri cu sfaturile dumneavoastră și produsele pe care le recomandați, chiar și pentru aceste deparazitări. Vă mulțumesc. Categoric, sigur, vă așteptăm și noi vă mulțumim. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine Dacia vă invită duminică 29 septembrie la sărbătoarea oierilor hunedoreni, prilejuită de o nouă ediție a târgului expoziție de oi de rasă țurcană de la Costești. Evenimentul este organizat cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local al Comunei Orăștioara de Sus. Societatea comercială Florust Forest SRL Hațeg vă oferă servicii de curățire și igienizare a pășunilor, lucrări de îmbunătățiri funciare, exploatări forestiere și lucrări peisagistice. Florust Forest SRL Hațeg execută adăpători pentru animale, fântâni și drumuri forestiere și prin pășuni. Florust Forest SRL Hațeg. Știm ce trebuie făcut, știm cum trebuie făcut. Societatea comercială F&F Tiger 96.com SRL Sunt Andrei vă oferă servicii profesionale de coșerit, hornărit, curățare sobe de teracotă, centrale termice și cuptoare pentru pizza. F&F Tiger 96.com SRL execută și intubări de hornuri, precum și lucrări de montaj de hornuri și șeminee. Toate lucrările sunt executate folosindu-se scule profesionale și tehnologie de ultimă generație, în condiții de maximă curățenie și cu garantarea calității. Gândește-te la siguranța casei tale și a familiei tale. F&F Tiger 96.com SRL. Meserie veche, tehnologie nouă. Dar păi, dragi verișori, eu unul am mai umblat până lumea asta și am mai gustat de pe aici și pe colea. Dar așa bucate, pregătite după rețete străvechi, tradiționale, cu gustul ăla minunat de să-ți lase gura apă, nu altceva, mai rar am găsit. Calitatea și gustul acela adevărat pe care îl tot căutăm noi, le-am găsit la Alpin, mândria apusenilor. Nu mai stați, gustați și din am dreptate să nu-mi ziceți verișor. Asta chiar au gust, mă. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Doriți să simțiți gustul de roșii adevărate ca și când ar fi fost culese din grădina bunicilor? Cele mai gustoase și sănătoase roșii le puteți găsi la serele din Băcia, numărul 98. Comenzi se pot face și la numărul de telefon 0721 281 141. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Atât și pentru astăzi. Am vorbit foarte mult la începutul emisiunii, acum spun simplu, concret și la obiect ce s-a întâmplat astăzi la Băcia. Veți vedea în următoarea întâlnire, dar și alte aspecte legate de ceea ce înseamnă o viață absolut minunată și niște oameni care chiar se zdrobesc pentru ceea ce înseamnă un lucru deosebit, pământul ăsta al nostru. Ne revedem peste o săptămână la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă.